O cale ferată construită cu abateri și inaugurată personal de Vladimir Voronin în 2008 este acum un adevărat pericol pentru zeci de săteni din Luca Prutului. Grădinile oamenilor se prăbușesc văzând cu ochii, iar pământul acoperă deja râul. Aici înălțime e undeva 60-70 de metri adâncime în jos. Oamenii se roagă ca alunecările să nu le intre în case. Ce mai gine să morte cât să mă ajungă. Unde este duși, dragă bătrân? 76 de ani am de acum. Cândva adevărate bijuterii și monumente de arhitectură, casele de cultură din țară arată astăzi deplorabil. Toate concertele care veneau mari în raion, toate le privim noi aici în Casa de Cultură. Cu o pictură imensă în mozaic și Casa de Cultură din satul Hârbovăț stă cu lacătul la ușă, fiind acum mărul discordiei între primărie și fostul colhoz. El practic am în toată săptămâna aici, vin. Eu sunt fost director a Casei de Cultură. Iar în satul Teraclia, cultura e la ea acasă. Un grup de fete chitariste, ghidate de o profesoară și de preotul din sat, aduc faimă localității. Le povestim istoriile și le facem cunoscute sâmbătă la Moldova Gândește, imediat după știrile TV8 de la ora 19. Vă așteptăm la o nouă porție de anchete și reportaje emoționante.